Și socialismului. Trebuie
asemenea, toate unitățile militare sunt în stare de alarmă și au în această situație și armamentul de luptă, de dosare de luptă. Înseamnă inclusiv muniția. Nu treacă nicăieri fără muniție de luptă. Unitățile de motorizate. Toate merg cu armamentul din dosare ușor. Cu armamentul ușor din dosare. De luptă. Se interzice orice cine încearcă o manifestare este imediat format, arestat și domnul să-mi devolvă să planifică, fără niciun fel de discuție. Aceasta este prima problemă. Dacă s-a înțeles bine, se trebuie și la Timișoara. Dacă sunt prezent, să-mi răspundă primul secretar, care îndeplinește și calitatea de comandant al județului, și tovarășul Coman, dacă sunt prezenți ofițerii acolo. Să trăiți la secretar general Bălan la aparat, tovarășul Coman. S-au luat măsuri pentru executarea dispozitivului ordinului pe care l-ați dat dumneavoastră. Am terminat. Am întrebat dacă ofițerii sunt în sală. Vă rapotez la așa de cu Coman la aparat. Nu sunt în sală, sunt la divizie și organizăm ce-a dat dumneavoastră. A început să se tragă deja. Coman vă rapotez. În sală, de ce nu veniți în sală? Vă rog, transmiteți-le ordinul meu. Acționează în calitate toate de luptă. Activitatea fiecăruia o judecăm ca atare. Și într-o oră trebuie restabilită complet limitea în Timișoara. Te rog, chemați și dați-le ordine. Și când simt, îmi dați mie să vă găsesc la telefon. Nu se poate una ca asta. Am înțeles? Vă rapătesc, Sărașul Ceaușescu, capul la trei coloane intră acum în Timișoara. Am trimis acest ofițer acolo pentru a le întâmpina și se dirija în centrul orașului. Raportez încă o dată, am ordonat să se tragă foc. Comandantul diviziei din Timișoara unde? Raportez cu altă divizie, este la divizie, tovarășe Ceaușescu. Să țină la împreună cu voi să fie la locul de comandă. Și locul de comandă este Comitetul Județean al Partidului. Asta e punctul de comandă. Am înțeles doar ce e Tatiana. Cu cine unde sunt? Comand, generalii care au venit din București. Șeful statului major, ministrul adjunct, ceilalți unde sunt? Vă rapărtesc că acum am vorbit cu ei pentru a merge la divizie să vedem cele trei coloane. După aceea am chemat aici pe șeful securității, pe șeful ministrii care sunt lângă mine. Și organizăm așa cum a pomenat. Nu acționez în numele meu și pe ei comanda și îmi raportez din 5-5 minute cum se sortează problemele. Toți îi chem și le dai ordine să execute. Toate unitățile să iasă, să fie în centru și să pună ordine. S-a înțeles? Vă rapădeu, dar am înțeles, așa o zic. Deci acum, eu am fost situat, deși mi s-a răpostat, cu totul a fost
dumneavoastră secretar general? Iasu, s-a înțeles? S-a înțeles, s-a înțeles să trăiți, băgă la aparat! Imediat chemat toți comandanții și aplicat, nu acceptat de la București alte dispoziții. Astea sunt dispozițiile care sunt obligatorii pentru toată lumea. Oricine nu este raportat imediat să fie disciplinat, cine nu acționează în mod corespunzător. A doua problemă, trebuie neapărat gărgele muncitorești să fie bine pregătite, unități să se discute și să meargă dacă se apelează la ele cu armament de luptă. Bine verificat și să se discute foarte serios cu toate unitățile. Să vadă la învățământ. Necesitatea cu cine repede că este necesar să se adopte o poziție fermă de orice manifestări antisocialiste care pun în pericol integritatea și independența României cu cererile poporului. Asta e obligația tuturor cetățenilor, patrie, indiferent de origine sau să fiți sau nu sunt membri de partid. Desigur, în mod deosebit trebuie discutat cu membrii de partid, cu tineretul, dar cu toate organizațiile. Toate organizațiile trebuie considerate că mobilizate. Sigur, pe primul plan trebuie să stea producția, desfășurarea și nicio încercare de a dezorganiza sau să vota activitatea de producție, nici în industrie, nici în toate domeniile, să se asigure buna aprovizionare cu tot ce este necesar, dar cu o atitudine fermă, dată să găsesc elemente care încearcă să provoace dezordine. Că nu trebuie să credem că noi suntem opoliți și nu există și la noi anumite elemente care s-au pus în serviciu de diferite servicii străine, care acționează pentru un dolar sau pentru un rublă, împotriva propriului popor, împotriva independenței țării. Și trebuie să demascăm fără cutare și să spunem clar că este necesar o unitate și o poziție fermă împotriva oricare încercări de a lovi în programul de dezvoltare, în cucerire de revoluționare, în integritatea și independența țării. Și vă rog, nimic să se iau să ferme, să se lucreze foarte serios în toate domeniile activitate. Practic, întregul Comitet Județean activ de partid trebuie considerat din stare de alarmă. Fără a neglija problema producției, planului social, dar atenție la orice fel de manifestări. Nu trebuie să mai subliniez faptul că cercurile reacționare își concentrează atenția de a face totul pentru a sumina socialismul în România, independența și integritatea țării. Au făcut de altfel și declarații publice și tot ceea ce s-a întâmplat în țările socialiste în ultimii este de fapt o acțiune de destabilizare care are drept scop distrugerea socialismului. Este o adevărată lovitură de stat. Așa de spaznică, antisocialistă. Și așa trebuie privită ca atare.
e vreme claritate. Am stabilit să nu mai primim în perioada următoare turiștii și să nu mai deloc nici asta zisul, nici cu trafic de frontiere. Îl suspendăm. Vom reveni mai târziu. Acum nu avem timp de nici trafic de frontiere. Eu fiecare să se ocupe de problemele lor. Nu veni cu trafic și nu trebuie să anumite și oricine și stânga și din țară care sunt prinse de plăte trebuie lovit fără cruțare, niciun fel de justificare. Și trebuie să spunem poporului clar, nu să umblăm așa cu sub înțeles. Asta este problema clar. Așa cum am spus, în 69 poporului, în 68, pardon, după intrarea în Slovacia, acum situația e și mai gravă și trebuie să spunem clar întregului popor pasiv și să luăm toate măsurile pentru a putea să respingem orice încercări de amestec în România, de destabilizare, de a abate poporul de pe calea dezvoltării socialiste. Iată că asta e descris cu directul acestei scurte teleconferințe, la care vreau să înțelegeți că are loc într-o situație deosebită și trebuie să luăm măsuri cu toată fermitatea. Dacă aveți ceva de întrebat sau de spus. E clar că noi vă rog de atunci, așezați-vă, chemați unitățile de interne, armate, biroul județean, a trebuit să stabiliți măsurii care se impun astăzi. Nu le amânați pentru mâine. Și organizați grupe de patrulări comune din unitățile de miliție de securitate fermate cu grupele de gărzi patriotice, cu gărzile tineretului, cu tineret, cu activiști de pasiv. Bine verificați o poziție fermă activă. Instruiți. Uite-vă, și asta nu pentru o zi. Asta până cât se va revoca acest proiect. Va rămâne în vigoare, practic, până după anul nou. Asta. La fel, în întreprindere, în comune, în peste tot, asigurând desfășurarea normală a activității de producție, realizarea mai bine condiționată anului și a tuturor măsurilor, dar și o ripostă fermă tuturor acțiunilor provocatoare. De partea oricui ar fi atât. Dacă aveți ceva de întrebat, de întrebat încă o dată, domnule, sau de spus. Orice problemă se ivește, imediat trebuie să raportați. Nu amânați, nu încercați să vă să le răspundeți. Chiar dacă le răspundeți, uite, s-a ivit o problemă. Am luat măsuri, dar le raportați orice problemă se ivește. Lumina nu trebuie să mai acopere nimic. Nu am produs niciun motiv. Mai întreb o dată, doamne, dacă aveți ceva de întrebat sau de spus. Nu. Atunci, tovarăși, cu aceasta am încheiat teleconferința și vă rog treceți imediat la măsuri ferme în cercul celor ce am spus. Pot la cumva.